Bună seara, sunt Valeria Capra și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Primul sunet a răsunat astăzi în școlile din Moldova. Peste 300.000 de elevi au început noul an de studii. Iar odată cu noul an școlar, ambuteiajele în Chișinău devin și mai mari. De dimineață, traficul era aglomerat în toate sectoarele. Biroul Interpol din Moldova are un nou șef. După ce la începutul verii, Viorel Țentiu a fost reținut, funcția a fost preluată de Gabriela Cristea, până acum șef de direcție la MAI. Procurorii europeni vor monitoriza cum va cheltui Moldova banii alocați de UE sub formă de fonduri, iar unde vor exista delapidări, vor fi deschise dosare penale. Mesajul a fost transmis de șefa parchetului european aflat azi la Chișinău. Siguranță vom avea acum, probabil, în viitor, dosare împreună cu colegii din Republica Moldova. Zi plină de emoții astăzi, elevii se întorc în bănci după lunga vacanță de vară și dacă unii au recunoscut că nu prea le era dor de școală, alții abia așteptau să-și revadă colegii și profesorii. Primul sunet a răsunat azi pentru mai bine de 300.000 de elevi. Stimați profesori, părinți, elevi, dornici și însetați de pace, vă spunem bună ziua și bine ați venit! Cântece și poezie au răsunat astăzi la Liceul Teoretic Vasile Alexandri din capitală. Prima zi de școală i-a adunat pe toți elevii în curtea instituției, acolo unde a fost organizat careul. Dar spune, cine-i pacea? Este ziua cea mai bună! Mama ne așteaptă! Ca să învăț muzica, să fiu ca ceilalți artiști, ca Ștefan Neaga, Eugen Doga. Da, a fost interesant, mai ales că doar acum am mutat în școală și a fost destul de wow. Și dacă unii elevi încă erau somnoroși, alții s-au trezit de dimineață ca să se pregătească până în cele mai mici detalii, iar cel mai important a fost ghiozdanul. Ia să vedem, hai, arată-mi ce ai ghiozdan. Cum arată un ghiozdan? Agenda e importantă, da? Acolo sper că o să ai doar note de 9. Apoi, cum ne-a spus pe grup, profesoara. Așa. Era grea geanta? Nu, deloc. Părinții ne-au spus că au emoții pentru copiii lor. Sunt foarte multe emoții, cinstit vă zic, sunt extraordinar, are și el foarte multe emoții și eu lângă el de asemenea. O să fie un an foarte frumos, activ și sperăm să fie cu mult succes. Sărbătoarea a culminat cu un dans pregătit de profesori pentru elevi. Dăm startul unor activități extrem de frumoase care sunt dedicate educației. Împreună vom reuși să devenim mai buni, mai perseverenți, mai culți, iar aceste virtuți dăinuiesc peste milenii. În acest an, careul dedicat noului an școlar s-a desfășurat timp de 2 zile. Peste 100 de instituții au sărbătorit prima zi de școală ieri. Astfel, ministrul educației a anunțat că aceștia vor beneficia de o zi suplimentară de vacanță, iar profesorii vor fi remunerați și vor primi o zi liberă. Clopoțelul a sunat azi în toată țara, iar emoțiile au fost mari, în special pentru elevii care au pășit în clasa 1. Școală sărbătoare! S-a început vacanța mare! Clopoțelul vesel sună, toți elevii se adună! Mi-a fost foarte dor, încât am citit o mulțime de cărți. Mergem în mai multe regiuni ale țării și vedem cum a fost careul în prima zi de școală în câteva momente. Începutul unui nou an școlar vine la pachet cu ambuteiaje și mai mari pe străzile din capitală. În această dimineață, șoferii au fost nevoiți să stea ore în șir în trafic. Aglomerat a fost și transportul public. Așa arătau în această dimineață majoritatea străzilor din Chișinău. Mașinile parcă au amorțit în timp ce șoferii așteptau culoarea verde a semafoarelor.
Ambuteiajele se începeau de la intrarea în oraș. Pe calea Orheiului, cozile de mașini se întindeau până la orașul Stăuceni. Păi, puțin dificil, dar important să ajungem cu bine la destinație. Probabil toți au pregătit școlierii de 1 septembrie și mai tărăgânează un pic și persoanele care se grăbesc. Ne-am așteptat, de aceea am ieșit mai devreme din casă. Bați și mai devreme? Undeva cu vreo 40 de minute. Traficul a fost îngreunat și în sectorul Buiucani. Pe străzile Ion Creangă și calea ieșilor, vehiculele se deplasau bară la bară. Foarte greu, da. E aglomerat. Te la Dorlești. Cum? Drumul până aici nu e foarte greu. Până aici e că așa e tot duplite. Cât timp a stat? De 20 jumătate de oră. În zonele cele mai aglomerate, traficul a fost fluidizat de polițiștii de patrulare și în centrul capitalei era supraîncărcat. Iar în sectorul Botanica, pe bulevardul Decebal, mașinile parcă s-au oprit în loc. Aglomerat a fost și transportul public plin, nu doar de oameni care pleacă la serviciu, dar și cu studenții și elevii care încep un nou an de studii. Fluxul de mașini de pe străzile capitalei s-a degajat la scurt timp după ce s-a încheiat partea festivă în școli. Anul de studii în capitală începe cu un deficit de cadre didactice, la fel ca și în multe alte localități din țară. Șeful adjunct al Direcției Educației a anunțat astăzi că în instituțiile de învățământ din Chișinău sunt peste 250 de funcții vacante. La ziua de astăzi ne confruntăm cu problema cadrelor didactice, ori la ziua de astăzi avem vacante 261 de funcții didactice, din ele 115 în învățământul general, ciclu 1 și 2 și 154 de funcții vacante în învățământul preșcolar. Astăzi în Chișinău sunt circa 100 de angajați noi, tineri specialiști în sistemul educațional. Autoritățile municipale spun că au de gând să acopere lipsa de cadre pe parcursul acestei luni. La nivel de țară, Ministerul Educației a anunțat un deficit de peste 20% de cadre didactice, adică în jur de 7.000, din cauza lipsei de pedagogi, dar și a numărului mic de ore în școlile din sate, unii profesori sunt nevoiți să predea câteva discipline. Primul clopoțel a răsunat azi în toată țara, așa că emoțiile și lacrimile de bucurie au fost de nelipsit peste tot. La Bălți, Basarabeasca sau Căușeni, cei din clasa 1 au pășit pentru prima dată pragul școlii, iar viitorii absolvenți și-au pus pe speranță că noul an va fi cu succes. Școală sărbătoare! Să-ți pun vacanța mare! Clopoțelul vesel sună, toți entuziasmați, elevii liceului Mihai Eminescu din orașul Bălți au revenit în bănci și sunt gata să descopere un nou an școlar, nu înainte să facă poze pentru amintiri. Am venit cu gândurile să învăț bine și să mă ridic pe scările școlare, să fiu deștept, ca în viața mare să-mi fie ușor. Mi-a fost foarte dor, încât am citit o mulțime de cărți. Cele mai mari emoții au fost pentru școlarii din clasa 1, pentru care a sunat primul clopoțel, iar părinții i-au susținut. Emoții ca de prima oară și ca de a treia oară, pentru că este a treilea copil deja adus în clasa 1 și am și absolvit clasa 12 anul ăsta, emoții de nedescris. Bucuria a fost mare și pentru viitorii absolvenți. Sunt deciși să învețe bine, pentru că în acest an vor avea examenul de bacalaureat. Vor reuși cu ajutorul familiei, cu susținerea profesorilor și a prietenilor. Am întâlnit toți cei 2060 de elevi care vor fi organizați în 66 de clase și toți cei 115 profesori. Este un an aniversar. Instituția face 80 de ani. Sărbătoare mare a fost și la liceul teoretic Matei Basarab din Basarabeasca. Cu ochii în lacrimi, părinții și aplaudau copiii, iar elevii la rândul lor se bucurau de moment. Я собиралась. Мама купила канцелярию. Нам выдали всем рюкзак. Было очень весело.
crută. Atmosfera de sărbătoare a continuat la Liceul Teoretic Ion Creangă din Căușeni, unde elevii aveau scopuri clare pentru noul an de studii. Să învăț cât mai mult și cât mai bine. Potrivit Ministerului Educației, în acest an vor frecventa școala peste 336.000 de elevi. În Ucraina, elevii au început al treilea an școlar pe timp de război, care însă nu a durat mult. Ми все одно радіємо, що діти сьогодні мають можливість прийти на свято, як у довоєнні часи. Pentru siguranța copiilor, în unele școli, clasele au fost amenajate în subsoluri. Revenim cu imagini și detalii imediat. Alexandru Stoianoglu este primul candidat înregistrat oficial pentru alegerile prezidențiale de luna viitoare. Acesta a adus primul lista de semnături la CEC, iar astăzi membrii comisiei i-au aprobat candidatura. Se înregistrează domnul Alexandru Stoianoglu în calitate de candidat la funcția de președinte al Republicii Moldova, desemnat de partidul politic Partidul Socialiștilor din Republica Moldova pentru alegerile prezidențiale din 20 octombrie 2024. A fost înregistrat și simbolul electoral al candidatului Stoianoglu, care este simbolul Partidului Socialiștilor. În continuare, alte 12 grupuri de inițiativă colectează semnături în susținerea a 12 potențiali candidați la alegeri. Astăzi și în weekend, cei care respins înregistrarea câtorva grupuri de inițiativă, iar în așteptare mai este grupul lui Vasile Tarlev, care a depus o cerere repetată. Perioada pentru depunerea actelor pentru înregistrarea grupurilor de inițiativă a expirat. Acum are loc colectarea semnăturilor în susținerea candidaților, care trebuie să fie între 15 și 25 de mii și care trebuie depuse la CEC până pe 20 septembrie, când începe campania electorală. Comisia le va analiza și va decide dacă îi înregistrează sau nu pe cei care vor să se înscrie în cursă. Scrutinul va avea loc pe data de 20 octombrie, în aceeași zi cu referendumul privind aderarea la UE. Biroul Interpol din Republica Moldova are un nou șef. Este vorba despre fosta șefa Direcției Cooperare Internațională și Integrare Europeană a MAI, Gabriela Cristea. Aceasta îl va înlocui pe Viorel Țentiu, vizat în dosarul de corupție, prin care criminali periculoși erau ajutați să scape de urmărire internațională. Gabriela Cristea a fost numită astăzi de șeful Inspectoratului General al Poliției în funcția de șef al Biroului Interpol din Moldova. Până acum, Cristea, care este doctor în drept, a deținut funcția de șef al Direcției Cooperare Internațională și Integrare Europeană a MAI. Gabriela Cristea vine la șefia Biroului Interpol din Chișinău după ce fostul șef a fost reținut la începutul verii. Potrivit procurorilor anticorupție, Viorel Țentiu este vizat într-un dosar în care funcționari publici din Moldova ar fi luat mită ca să ajute criminali periculoși să scape de urmărire prin Interpol. Acesta pledează nevinovat. Acum, Țentiu se află în arest preventiv la domiciliu, iar investigațiile în acest dosar continuă, spun procurorii. Procurorii europeni vor monitoriza cum va cheltui Republica Moldova banii alocați de UE sub formă de fonduri în procesul de aderare. Șefa parchetului european, care se află într-o vizită la Chișinău, nu exclude că, în colaborare cu procurorii moldoveni, ar putea fi deschise dosare pentru că grupurile criminale au scopul de a frauda fondurile europene. Laura Codruță Coveși și-a început vizita în țara noastră cu o prelegere pentru studenții de la Universitatea de Stat. Acolo unde sunt fonduri europene, cu siguranță avem și fraude, ceea ce vedem în activitatea noastră de zi cu zi. Cu siguranță vom avea acum, probabil, în viitor, dosare împreună cu colegii din Republica Moldova. Laura Codruța Chioveși a declarat că fondurile europene care vor ajunge în Republica Moldova vor fi monitorizate de parchetul european, așa cum se întâmplă și în cazul statelor membre ale Uniunii Europene. Noi monitorizăm absolut în toate statele membre, dar și în statele terțe, acolo unde sunt fonduri europene, ne facem simțită prezența. Deci, cu siguranță, acest lucru se va întâmpla și în Moldova, dar nu o să facem o procedură specială sau o situație specială pentru Republica Moldova. Potrivit procurorului șef al parchetului european, pentru ca în Republica Moldova să se alinieze la standardele europene în domeniul justiției, autoritățile trebuie să continue să implementeze reforme. Ca să ai rezultate în lupta cu corupția, în primul rând, trebuie să ai un sistem de justiție curat, apoi
trebuie să fie această legislație care să le ofere procurorilor, judecătorilor și polițiștilor suficiente instrumente legislative ca să poată investiga eficient aceste cazuri de corupție. Procurorul șef al parchetului european și-a început vizita de astăzi în țara noastră cu o prelegere publică pentru studenții Universității de Stat din Moldova. Ulterior, Laura Codruța Chioveși va avea întrevederi cu președintele Maia Sandu, cu prim-ministrul Dorin Recean, dar și cu ministrul Justiției, când va participa la ședința Platformei Anticorupție. Ultima vizită a Laurei Codruța Chioveși în Republica Moldova a avut loc în luna iulie 2022, când a fost semnat un acord de cooperare între Procuratura Republicii Moldova și Parchetul European. Un incendiu de proporții izbucnit la o groapă de gunoi din orașul Slobozia, stânga Nistrului, s-a extins și a cuprins câteva locuințe. Disperați, oamenii și-au strâns hainele și au ieșit afară chemând ajutor. Revenim cu detalii și imagini la știri. Mai mult divertisment, mai mult gust și mai multe emoții. În septembrie, cele mai tari show-uri televizate revin la ProTV. Toamna aceasta aduce spectacol, povești, talente, comedie, oameni care schimbă destine și acțiune ca în filme. Așadar, de luni până duminică, ProTV intră în casa ta cu tot de ce ai nevoie. Toamna a început la ProTV Chișinău cu Ser Perfectă alături de Anișoara Login. De luni până vineri, la ora 18, vei cunoaște oameni deosebiți și poveștile lor de viață. Aici trăiești toate emoțiile. O seară perfectă. Bucătarii amatori vor lupta pentru a demonstra că au toate ingredientele necesare pentru a câștiga titlul de Masterchef România 2024. Show-ul va avea premiera pe 10 septembrie de la ora 21:00 și va fi difuzat în fiecare luni și marți. Ne-am pus pe gătit. Prinde gustul competiției. Explozie de arome, gusturi savoare, bună dispoziție și talente. Asta ne așteaptă noul sezon. Gusturile se discută în fiecare zi de sâmbătă, începând cu ora 21:00. Poftiți la distracție! Gusturile se discută! Scara B, superproducția de comedie care explorează viața cotidiană a vecinilor dintr-un bloc din București, va avea premiera pe 12 septembrie de la ora 22:00 în fiecare joi. Ești obraznic! Producătorul la Fierbinți prezintă Scara B. Doza de sănătate este asigurată de Vlada Mardar. În fiecare sâmbătă, începând cu ora 11, ai sănătate numai la ProTV Chișinău. Pentru o viață sănătoasă, ai nevoie de un ghid. Vlada Mardar îți arată cum să ai sănătate. Vocea României revine în cel de-al 12-lea sezon, iar antrenorii alături de prezentatorul Pavel Bartoș sunt pregătiți să dea muzica mai tare, începând cu 13 septembrie, în fiecare vineri de la ora 21:00. Toamna asta ai chef de spectacol. Visuri la cheie revine cu un nou sezon în fiecare miercuri de la ora 22:00, începând cu 11 septembrie. Cu ocazia să arătăm că ne pasă și suntem gata de treabă. Directorii unora dintre cele mai importante companii din România vor renunța pentru câteva zile la funcțiile lor de conducere și se vor transforma total pentru a merge sub acoperire în propriile companii. Începând cu 12 septembrie, în fiecare joi de la ora 23:00, în noul sezon Șef sub acoperire. Ai chef să faci bine, ai chef de spectacol. În această toamnă, cele mai importante subiecte din viața socială și politică sunt discutate în profunzime cu Lorena Bogza în fiecare zi de joi de la ora 21:00. Lumea s-a schimbat și noi odată cu ea. Ceva însă a rămas și va rămâne întotdeauna la fel. Nevoia de a înțelege, setea de adevăr și Lorena Bogza, ghidul tău în profunzime. Iar 24 din 24, 7 zile din 7, continuăm să-ți aducem cele mai importante evenimente ale zilei la știrile ProTV Chișinău.
Continuăm cu alte știri. Doi angajați ai Centrului Militar Teritorial din Autonomia Găgăuză, dar și un intermediar au fost reținuți în această dimineață de ofițerii CNA pentru mită. Aceștia ar fi pus la cale o schemă prin care scuteau tinerii de serviciul militar. Potrivit Centrului Național Anticorupție, cei trei ar fi cerut și primit până la 1000 de euro de la tineri pentru a nu începe procedura de încorporare sau pentru a nu-i trage la răspundere pentru că se ischivează de la serviciul militar. Ofițerii CNA au descins cu percheziții în această dimineață la Centrul Militar. Bănuiții sunt cercetați în două dosare pentru corupere pasivă și trafic de influență. Trei case din orașul Slobozia, regiunea transnistreană, au fost mistuite de flăcări după ce un incendiu de vegetație s-a răspândit rapid. Flăcările ar fi pornit de la o gunoiște neautorizată din apropierea localității, iar pompierii au luptat ore în șir. Oamenii spun că nu au reușit să salveze nimic și au ars până și animalele din gospodării. Focul a ajuns la casele oamenilor de pe un câmp din apropiere. Localitatea era învăluită de fum, iar oamenii alergau pentru a le sări în ajutor pompierilor, care au încercat timp de mai multe ore să ia sub control incendiul. Acest bărbat spune că era acasă cu soția și copiii atunci când flăcările au ajuns în gospodăria sa, dar s-au răspândit atât de rapid încât nu au reușit să salveze foarte multe lucruri. Să documentul în un mesec să vă zădejdă уже даже не стрели, часть бытовой техники, что можно было. Но скажу сразу быстро. Получается, мой дом загорелся от соседнего дома. Oamenii spun că incendiul s-ar fi răspândit de la o gunoiște de peste deal. Вот оттуда с котлована, они там жгут мусор, смотрите. И до сих пор горит. Где горит? Вот там горит котлован. И оттуда шло сюда, понимаете? Все люди, смотри, страдают из-за этого котлована. Я не знаю, коза где наша, может быть, она на поле где-то сгорела. Potrivit presei din regiunea transnistreană, patru echipaje de pompieri au participat la stingerea incendiului. Intervenția a fost dificilă, însă din cauza vântului. Proteste masive în Israel, peste 300.000 de oameni au ieșit în stradă cerând demisia premierului și eliberarea ostaticilor din Gaza. Scânteia a fost anunțul de ieri al armatei israeliene privind recuperarea trupurilor a 6 ostatici. Vă spunem mai multe în jurnal. Primul sunet a răsunat astăzi și pentru mii de elevi din Ucraina. Majoritatea însă nu au mers la școlile obișnuite din cauza războiului. Pentru a le oferi siguranță, autoritățile au amenajat anul acesta mai multe clase în adăposturile aflate în subsolurile instituțiilor de învățământ. Îmbrăcați în haine tradiționale cu flori și baloane în culorile galben-albastru, elevii claselor 1 de la o școală din Zaporojie au mers la primul lor careu. Deși atacurile asupra țării vecine au continuat noaptea trecută, părinții și autoritățile au decis să le ofere copiilor un moment de bucurie. Ми все одно радіємо, що діти сьогодні мають можливість прийти на свято, як у довоєнні часи. Cu toate acestea, la scurt timp toți au coborât în adăpost, acolo unde vor învăța tot anul. Хочу в школу. А чого? Ну, дом якось не так. Potrivit statisticilor, doar în Zaporojie sunt circa 50.000 de elevi, dintre care peste 3.000 au mers în clasa 1. Iar așa arată o clasă din regiunea Sumă. Directorul școlii spune că mai trebuie să fie amenajate câteva clase pentru ca toți elevii să poată veni fizic la ore. У нас ще є територія, от там двері закриті були, відповідно, яку можна облаштувати ще, ну, там 200 метрів квадратних. Прораховували, що для цього потрібно близько 2 мільйонів гривень. Din cauza bombardamentelor rusești asupra infrastructurii critice din Ucraina, energia electrică se întrerupe des pe parcursul zilei, iar lecțiile online pot fi amânate. У меня внук, у них было вот в школе они один раз в месяц встречались. Он первый раз сказал, говорит, бабуля, для меня это самое большое счастье. Astăzi, în prima zi de școală, guvernatorul ucrainean al regiunii Donetsk a venit cu un mesaj către toți elevii. Я стою серед цих порожніх класів і відчуваю, як ці стіни чекають вашого повернення. Ці парти пам'ятають сміх і шепіт,
мрії та тривоги. Вони, як і вся наша земля, сповнені віри, що одного дня знову наповняться дзвінкими дитячими голосами. Anul acesta peste 370.000 de elevi și studenți vor învăța în instituțiile din Ucraina, iar circa 300.000 vor studia de la distanță. Kievul a fost din nou ținta rachetelor rusești. Resturile de la proiectile au rănit cel puțin 3 oameni și au provocat pagube majore. Mai multe clădiri și elemente de infrastructură au fost practic distruse. Circa 20 de rachete au fost oborite dimineața de vreme. Noaptea însă rușii au lovit regiunea Sumă, acolo un centru de reabilitare și un orfelinat au luat foc după ce racheta și-a atins ținta. Dimineața de vreme s-au auzit explozii și au izbucnit incendii la Kiev. O cazangerie de la o uzină de apă din Kiev a fost parțial avariată, la fel ca și intrarea într-o stație de metrou care servește drept adăpost. Mai multe mașini și o clădire din oraș au fost incendiate. Trupele ruse au lansat un atac cu rachete și asupra unui centru pentru reabilitarea socială și psihologică a copiilor și asupra unui orfelinat din Sumă. Pompierii au lucrat ore în șir pentru a stinge incendiile și a-i scoate pe toți de sub dărâmături. Doi copii de 7 și 13 ani au fost transportați la spital. Pe de altă parte, primarul din regiunea rusă Belgorod a raportat lovituri cu obuze. Pe front, trupele ruse și-au accelerat avansul spre Pokrovsk din Donetsk. Despre asta a scris Ministerul Britanic al Apărării, precizând că militarii din Moscova se află probabil la 10 km de marginea orașului. Asta va face mai dificilă aprovizionarea forțelor armate ucrainene. Frontul de est de lângă Pokrovsk este scena unor lupte aprige de câteva luni și un punct focal al ofensivei Rusiei din regiunea Donetsk. Proteste masive în Israel, peste 300.000 de oameni au ieșit aseară în stradă pentru a forța guvernul Netanyahu să ajungă la un acord cu Hamas pentru eliberarea ostaticilor. Mai mult, sunt apeluri la grevă generală. Scânteie a fost anunțul de ieri al armatei israeliene privind recuperarea trupurilor a 6 ostatici. Protestele au cuprins întreaga țară de la Tel Aviv la Ierusalim. Dincolo de apelurile disperate ca ostaticii răpiți de Hamas să fie aduși acasă, oamenii cer acum și înlăturarea lui Benjamin Netanyahu de la putere. We have to go to the streets to show this corrupted government that the people want the deal. We want them at home. Nobody is listening to us. We are speaking to the wall. Nobody is telling something about us, and it's impossible. He's a murderer. Netanyahu. Yeah. Așa cum era de așteptat, furia oamenilor a explodat după ce trupurile celor 6 ostatici uciși în fâșia Gaza au fost aduse acasă. Sticriile lor au fost așezate pe o scenă într-o piață din mijlocul orașului Tel Aviv. Armata afirmă că după localizarea captivilor nu au fost ciocniri cu teroriștii Hamas în interiorul tunelului, iar gardienii care probabil i-au ucis pe cei 6 au fugit din zonă. Prizonierii, 2 femei și 4 bărbați, aveau vârste cuprinse între 23 și 40 de ani. Însă Netanyahu insistă ca forțele israeliene să rămână în anumite părți din fâșia Gaza în timpul oricărui armistițiu. Din această cauză, chiar și ministrul apărării din cabinetul de război l-a acuzat că distruge deliberat negocierile pentru încetarea focului. La rândul său, liderul opoziției a cerut o grevă majoră care să blocheze economia cu scopul de a pune presiune pe guvern să ajungă la un acord pentru eliberarea ostaticilor rămași în Gaza. Oricum, vestea cumplită despre cei 6 aduși în Israel în saci mortuari ar putea fi un moment crucial, observă analiștii. Naționalele Moldovei de rugby pe plajă au făcut spectacol pe stadionul din Parcul La Izvor din Chișinău, unde pe durata 2 zile a avut loc campionatul european. Haiducii au pierdut în marea finală și au devenit vicecampioni europeni, iar selecționata feminină a cucerit medaliile de bronz. În plaia
Iar în campionatul național de fotbal, campioana Petrocub a făcut un pas greșit după un egal cu Spartanii Sportul. Între timp, viitoarea adversară a Petrocubului din Liga Conferinței, Betis Sevilla, a suferit prima înfrângere în campionatul Spaniei. Cu mai multe imagini și știri din sport, revenim imediat. Reguli mai dure pentru bagajele de mână în avion pe toate aeroporturile din Uniunea Europeană. De la începutul acestei luni intră în vigoare legea care permite transportul lichidelor doar în recipiente cu volum maxim de 100 de mililitri. Așadar, dacă duceți în bagajul de mână șampon, cremă de protecție solară, gel de duș sau apă, acestea trebuie puse în recipiente mici și împachetate într-o singură pungă transparentă. Regulile pentru transportul lichidelor în bagajele de mână s-au înăsprit din nou pe toate aeroporturile din Uniunea Europeană începând cu 1 septembrie. Toate recipientele mici cu lichide trebuie puse într-o pungă transparentă cu o capacitate de cel mult un litru. Nu face excepție nici apa. The maximum allowed size of individual liquid containers will be temporarily set to 100 milliliters. The Commission is not acting in relation to any new threat. Allow me to make that clear. But responding to a temporary technical issue. Excepție însă de la aceste reguli fac medicamentele, dar și mâncarea lichidă pentru bebeluși. Se pare că majoritatea pasagerilor sunt mulțumiți de noua măsură. El sistema de ahora de no tener que sacar líquidos y demás pues me facilita bastante la entrada al aeropuerto y puedo ir con 20 minutos menos de antelación, ¿no? I like the security of going through the checkpoint, so I don't mind it if it takes another 10 minutes. It's nice. Decizia Comisiei Europene a fost luată pentru a spori securitatea, susțin oficialii de la Bruxelles, și este una temporară. Practic, este vorba despre reconfigurarea tehnică a sistemelor pentru detectarea explozibililor la bagajele de mână. Când procedura se va termina, este posibil ca regulile să se relaxeze din nou. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează serialul Las Fierbinți. Nu uitați, dacă aveți informații și imagini care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. O seară frumoasă tuturor!